Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de interviuri / podcasturi hashtag IGDLCC, informație gratis despre lucruri care costă. Uite mă că știe. Iar invitatul mult mai deștept ca mine de data asta este Răzvan Munteanu. Bine ai venit, Răzvan. Bine te-am găsit. Și spun că este mult mai deștept, este și mult mai bogat, este însă mai puțin celebru, ceea ce este foarte interesant, pentru că dacă dai o căutare despre Răzvan Munteanu pe Google, n-ai cum să scapi de chestia asta. Da? Așa faci cu toată lumea? Nu. În cazul tău am făcut chestia asta, pentru că mi se pare relevant. Răzvan Munteanu la funcție Delia's husband. Ah, ok. Și aș vrea să trecem de... Mamă, deci erai tuns la nunta cu 10 ani. Da. Dar de vreo 5 ani am părut lung, 4-5 ani. Câteodată chiar mai lung. Eu am avut ocazia să te cunosc printr-o cunoștință comună. Mai degrabă, cred că ne-a făcut cunoștință Andrei, Pitiș. Da, Pitiș. Și am descoperit în momentul ăla un personaj radical diferit față de orice își poate imagina cineva care dă un Google după numele tău. Și este un motiv pentru care eu insist de foarte mult timp să vii la un interviu. Nu prea, da, nu sunt un obișnuit al interviurilor. Dar mi-am dorit foarte tare să stăm de vorbă, pentru că atunci când te simți tu în largul tău, nu știu dacă vom reuși să facem chestia asta aici. Să sperăm, da. Ai niște idei destul de... moderne, sună așa, deja sună clasic să zici moderne, idei moderne. Deci nu te mai open-minded și faci business într-o zonă în care cei mai mulți români nici măcar nu visează, nici măcar nu își bagă capul acolo că nu o înțeleg și îi sperie. Dar cu toate astea ești și în imobiliare, dar și muzică, te interesează și cripto și se suprapun foarte multe chestii cu lucruri care ne interesează și pe noi, și pe mine, și cred eu și pe cei care ne urmăresc. Și aducem oameni aici pentru că vrem să furăm meserie de la ei. Să ne înveți cum să facem. Dar înainte de orice, aș vrea să te felicit pentru tricou. Nu știu, asta cu toncoțul ramen, nu știu dacă știi, dar noi suntem nebuniți după ramen aici. Da? Da. E una din mâncările mele favorite și în Japonia, unde am fost de 3 ori până acum... Bagi ramen? Da, bag ramen la greu. Uite, poate îți dau o idee aici. Nu există, n-am văzut un restaurant de ramen. Să faci o chestie, un joint, un loc bun de ramen aici. S-au dat spațiile, dar e de luat în calcul. Ok. Când ne-am mutat noi aici, era o gaură și acum sunt niște blocuri făcute de o companie în care ești acționar, nu? Da. One Herăstrău Plața este ăsta și lângă nu se vede în... Mai sunt vreo 2-3. Da. One Herăstrău Tower sunt partea cealaltă, One Herăstrău Park, okay. One Floreasca Lake, unde stau eu, în spatele lor. Și deja gata, ai câștigat respectul tuturor celor care se uită, că dacă ești în imobiliare și vindeți apartamente cu peste 2000 pe metru, din câte am auzit eu? Chiar am făcut recordul pe un apartament apărut în presă deja, poți să googlești. Cel mai scump penthouse din Europa de Est, 8,2 milioane. Bă, ceea ce e un record, e o performanță. Dar era unul în primăverie așa. La 8,2 milioane, nu cred. Nu cred. Mamă, ce tare. Ronaldo a apărut o știre în Portugalia că a dat 7 milioane și era știre internațională pe cel mai scump penthouse din Lisabona. Așa că am depășit Lisabona. Deci este... E aici în clădirea asta? La One Floreasca City, care se termină acum. Încă nu s-a terminat. Deci e plătit înainte de a se termina. Da. Foarte tare. Evident că nu știu dacă puteți să spunem al cui e. Nu. Nu putem să... Și nu o să fie pe Airbnb, să-ți iei o noapte de cazare acolo, să-ți impresionezi pe cineva, dar ar fi tare. Nu, vrea chiar să locuiască. Și de cât timp ești implicat în proiectul One? Victor și Andrei sunt principali acționari și prietenii mei și am plecat așa, ușor, ca și client, apoi investitor și apoi acționar. Adică am urmat toate treptele. Și cred că sunt vreo 4 ani. 4 ani? A explodat business-ul ăsta? Da, mie îmi place foarte mult real estate, îmi place foarte mult One, îmi place foarte mult de cei doi, Victor și cu Andrei. Care poate ne pui o vorbă bună, poate aducem aici. Da. Cine știe? Cred că ar fi interesant. Dar asta cu imobiliarele ne place tuturor. Și toți că avem impresia că ne pricepem la imobiliare, la real estate, că tuturor ne plac casele să fie frumoase, mari. Astea, dar să faci business din asta, mai ales pe segmentul premium, e o provocare, nu? Da. Da, și cred că Oana a demonstrat aici că poate să joace rolul ăsta și o să-l joace și mai departe. Adică o să fie niște proiecte din momentul ăsta care vor duce dincolo de partea de rezidențial. Deja s-a făcut One United Offices și vor mai apărea niște divizii foarte interesante în viitor. Așa deci că... este loc și de premium pe imobiliare la noi. Da, este loc de premium. Eu consider și am o teorie de asta că în România...
paradoxal, oamenii cu bani sunt cei mai defavorizați dacă urmărim ce așteptări au ei și stilul lor de viață. Oamenii normali au foarte multe facilități. Uite că primăria le dă concerte gratis, poți să vezi o grămadă de artiști mișto, ceea ce în America nu se întâmplă. Dar oamenii cu bani nu prea au foarte multe opțiuni. N-au așa restaurante de lux. Uite, nici la un concert n-au cum să meargă. Nu-l văd pe domnul Țiriac stând pe un loc, așa, pe un scaun de plastic și folosind acele toalete de plastic. Nu există zonele VIP. Ai, am început să apar la Never See, la Untold, ai, mai sunt. Exact. Ei și băieții de acolo sunt iar la fel, niște băieți cu care noi lucrăm. Foarte bine ancorați, uite, pe ei trebuie să-i aduci odată să vorbești. Am vorbit cu Bogdan. Ah, ok. Și cu Eddie. Care Bogdan? Că-s vreo trei. Acel Bogdan. Ok. A, ce, mai e încă unul? Sunt, nu, toată lumea, când Bogdan de la Antol, care Bogdan? Că sunt mai mulți. Sunt vreo trei, știu eu, okay, care toți sunt în conducere. De acolo, de la presă, de pe stadion la Antol, poți să vezi de sub zona VIP și în câte am auzit, au fost niște oameni acolo care au plătit pachete de 25.000 de euro ca să vadă festivalul de acolo cu șampanie, cu inclusiv cu sushi, nu cu ramen, că nu cred că s-a servit ramen, dar poftesc acolo că mă la tricoul tău, dar am văzut sushi, am văzut băuturi fine, am văzut oameni care au venit la festival, dar nu au făcut rabat la stilul lor de viață. Acum, faptul că nu-mi permit eu stilul de viață nu înseamnă că trebuie să îi port pică omul ăla care poate, dar exact cum zici tu, și oamenii care își permit să cheltuiască ar trebui să aibă de unde alege. Da. Și până acum pe imobiliare la noi, dacă te uiți din afară așa, într-adevăr, e o discrepanță foarte mare între blocurile alea foarte multe ieftine și proiectele cu adevărat premium. Adică toată lumea vrea să facă repede niște apartamente să le vândă. Da. Cum faci să vinzi totuși ceva mai de calitate? Cum faci să selectezi clienții? În primul rând, clienții au venit la One pentru că ce s-a promis, aia s-a întâmplat. Plecând de la nivelul de calitate până la termenele de execuție. Aha. Și după aceea, cel puțin în momentul de față, este o situație inversă. Cum avem, de exemplu, muzică la artiștii mari. Nu mai stăm noi să căutăm concerte sau să căutăm clienți în general. Vin clienții și este o selecție a clienților, în special la aceste locații premium și la aceste locuințe premium. Chiar deci, pe acest penthouse a fost o bătălie, o semilicitație. Da. Ce tare! Da. Că nu sunt multe. Dacă tu îmi dai un exemplu și eu spun asta și afară. De multe ori se compară situația imobiliară de la noi cu situația imobiliară de afară, se vorbește aceste prețuri exorbitante ale Bucureștiului, dar se uita, se compara mere cu mere și pere cu pere, pentru că de multe ori se dau exemple de orașe, Viena, Londra, unde se aleg zone periferice și se compară cu zona centrală a Bucureștiului. Hai să comparăm Mayfair cu centrul Bucureștiului și o să vezi că încă sunt de vreo 50 ori mai scumpe în Londra decât la noi. Evident. Din câte am citit, Bucureștiul este în continuare cea mai ieftină capitală la capitolul imobiliare. Da, adevărat? Și cred că nu mai la capitolul imobiliare. Hai să uităm la transport, cât costă un taxi la noi, cât costă un taxi în afară. Hai să vedem cât costă un Uber la noi, cât costă un Uber în afară. Hai să vedem cât costă un meniu de prânz într-un restaurant decent din București. 20, 30, 40 de roni, meniu de prânz, 50 euro, nu-l găsim afară. Deci încă suntem o capitală frecventabil, destul de ieftină. În același timp, foarte interesantă pentru investitori, pentru că Bucureștiul, alături de Varșovia, sunt cele mai mari capitale ca număr de locuitori din Europa de Est, dar ca și catchment area, adică dacă punem un punct așa în mijlocul Bucureștiului și facem o rază de 100 de kilometri, Bucureștiul are aproape 7 milioane de locuitori, ceea ce Varșovia nu are, în jurul Varșoviei nefiind altceva. Ok. Așa încât... Deci există un public, să zicem așa, o clientelă potențială la 7 milioane, trebuie să ai niște zeci de milionari că gata să cumpere ceva scump, nu? Da. Și ce ofertă avem, uite, aici... Casă vechi în centru, scumpe. Casă vechi în centru, da. Iar, na, oamenii tineri sau, uite, cei care se uită la emisiunea voastră cu tehnologia cu asta, încearcă să găsească ceva pe stilul lor. Pe stilul lor, da, pe stilul lor. Și aici penthouse-ul câștigă în fața unei case. La tânărul de 25-30 de ani ocupat, care stă și are o viață activă, penthouse-ul este, view-ul contează foarte mult și toate locațiile One au un view
spectaculos. Și cred că e un criteriu de selecție pentru teren. Unul dintre cele mai bune criterii, da. Prin business-ul ăsta, tu apuci să cunoști și să vezi un anumit segment din populație pe care, chiar dacă îl întâlnești pe stradă, nu-ți dai seama ce-i poate pielea. Că tu ai venit la noi cu o gecuță pe tine, cred că dacă te vede cineva pe stradă, nu se știe cine ești. Adică ești foarte sub radar, așa. Și, în general, oamenii ăștia care cumpără chestii valoroase, scumpe, preferă să stea puțin sub radar, că nu vor să fie judecați de cei care nu au. Ce fel de oameni avem noi în pătura asta? Cam ce se ocupă? Păi, în primul rând, sunt patronii unor business-uri de succes și avem câțiva patroni de business-uri de succes în România. Avem zona de CEO a unor companii, uite că au început să vină companiile astea mari la noi și nu numai în București. Hai să ne uităm și la Oradea, hai să ne uităm și la Iași, ce face Amazonul pe acolo, ce se întâmplă în Oradea. Avem și avantajul ăsta că mulți oameni din provincie care, să zicem, își dezvoltă niște business-uri acolo, vor să cumpere ceva în București, așa încât cred că 20-30% din cumpărători sunt oameni cu business-uri de succes din provincie și maxim, cred că 10-12% sunt străini, adică încă e loc și potențial de creștere. Încă n-au intrat marile fonduri de investiții în imobiliare aici, n-au intrat mari investitori de afară. Cred că suntem una din capitale care atrag încă foarte puțin bani comparativ cu alte capitale din Europa de Est, cu Budapesta, cu Într-adevăr. Praga, cu Varșovia. Încă e loc de crescut, adică lăsând la o parte românii. Ca și Antoldu, făcând o paralelă, la Antold deja cred că 30-40% sunt străini. Sunt străini. Și vorbești de aceste mese scumpe pentru un om de rând, dar comparativ cu ce se întâmplă în Europa la alte festivaluri, încă suntem ok și să nu uităm că Antold a fost declarat cel mai important festival de muzică din Europa. Adică este numărul. Într-adevăr, e cap la cap cu Tomorrowland, se da, pare. Da, eu zic că e peste. Da, bine, am pic de orgoliu local, nu strică, dar competiția e mare. Da, am fost la câteva pe afară, vreau să spun că Antoldu e bine, e foarte bine așa organizat, este. Arată foarte. Nu că e de al nostru, dar e foarte da, fain. Da, da, da. Și nici nu miroase prost pe acolo. Da, exact. Au băieții grijă și e bine la Cluj acolo. Așadar, începem să vedem că se ridică și la noi niște produse de calitate în mai multe domenii. Da. Și nu sunt făcute de oameni dinainte, pentru că oamenii ăia nici măcar nu înțeleg foarte bine care e treaba asta cu festivalurile, de ce să faci proprietăți scumpe când poți să faci multe și ieftine. Festival 2.0, că am avut festival și la Mamaia și la Calatis. Exact. Am avut locuințe și înainte, Cerbul de Aur, da. Este festivalul 2.0. Uh-huh. Care trăiește foarte mult din online, din atracția celor din afară care vor să călătorească, să aibă experiențe. Nu? E tot mai mult despre experiență. Da. Aproape de Dracula. Da, bine. E un pic departe de Dracula, dacă vrei să vii cu mașina. Da. Deci pe partea asta de imobiliare am înțeles. Nu te-aș întreba foarte mult, n-aș intra în cifre, dar sunt convins că dacă vrea să te ocupi doar de chestia asta, ți-ar ocupa tot timpul și te-ar răsplăti cu prisosință. Însă tu nu par genul care să se mulțumească cu cât are în cont și nici nu cred că te motivează foarte tare cât ai în cont, la cum te văd. Sunt curios ce te motivează, pentru ce te ridici dimineața din pat și la ce oră? Să încep invers. Mă trezesc undeva pe la 6-7. Mi-am format obiceiul ăsta, cred că de vreo 2 ani. Că am descoperit că până pe la 9-9:30 nu sună telefonul. Așa încât am vreo 2 ore libere în care pot să mă gândesc așa vreo 20-30 de minute la câte un proiect cel fără să fiu întrerupt. Am mai descoperit niște oameni foarte ocupați în timpul zilei sau în timpul săptămânii, cu care poți să interacționezi foarte bine dimineața la 7-7:30, la o tură de parc și la fel care să-ți acorde toată atenția. Oameni care altfel îi prins greu la birou sau într-o discuție și sunt cu o atenție distributivă. Așa încât am destul de multe motive să mă trezesc la orele alea. Și îmi și place, mi se pare că energia pe care ți-o dă dimineața și cu răsăritul și cu aia, mi se pare că se întâmplă ceva, văd evoluția asta de la noapte la zi și cumva, așa dacă te-ai trezit cu soarele deasupra ta, parcă n-ai făcut nimic, așa, parcă ai contribuit și tu la chestia, ești acolo.
îmi dă o stare plăcută, o energie. Pare că mă trezesc cu soarele. Ține loc de cafea. Ține loc de cafea, da. Îmi place să observ evoluția. Iar doi, mie îmi place să creez undeva, cum ai spus tu, din spate. Îmi place să văd lucrurile. Îmi place să văd că lucrurile în care mă implic se duc acolo unde le-am dorit noi și unde își doresc și clienții. Asta este satisfacția mea. De asta nu sunt în față, pentru că n-am nicio ipocrizie. Dacă mi-ar plăcea lucrul ăsta, aș ieși în față și aș fi pe scenă, na, cum sunt artiștii pe care îi reprezentăm. Dar nu sunt genul ăsta. Cred că îmi fac și mai bine treaba din spate. Uite, acum e o excepție că apare mai aici. Nu știu. Așa. Când se va mai întâmpla lucrul ăsta. Sper să nu înceapă să devină o regulă. Nu știu. Din experiența noastră, după ce dă cineva interviu aici, sune, da. De asta m-am ferit. Să te mai suni chiar și televiziunile, să știi. Păi că știu, m-au sunat și până acum, dar nu am participat. Nu, dar nu-ți place. Dar de ce nu-ți place? Zi-mi sincer, de ce nu vrei să te vezi? Păi nu știu, nu e propriu. Tu de ce vrei să te vezi? Adică fiecare nici are o stare. Să mă văd, așa, da. Așa lucrez eu. Așa lucrezi tu, e parte din tine. Dacă ai posibilitatea să alegi cum sunt eu, alegi, băi, sincer, ce-ți place? Îmi place să fiu în bucătărie, îmi place să-mi lucrez lucrurile și întotdeauna... Na, să stabilești o strategie și să ai pe unii care ies mult mai bine în față decât tine. Și cred că în fiecare domeniu avem oamenii ăștia. Și totuși, ce te reține să te expui? Nici nu mi-ar plăcea, pentru că trăiesc printre artiști și văd asta zi okay. de zi. Nici lor nu le place, sincer, această atenție exagerată a oamenilor care trece dincolo de concerte, adică zi de zi pe stradă. Hai o poză în timp ce mănânci, în timp ce, indiferent ce faci, că ești în magazine, nu mi-ar plăcea genul ăsta de expunere, nu mi-ar plăcea ca să fii, în ghilimele, hărțuit, așa. Nu e stilul meu, îmi place libertatea de a sta așa și, da, inclusiv în zona de artiști avem, uite, Carlos Dreams, un artist care se poate plimba singur prin mall, ieșim deseori la bere, împreună. Păi acum va de să te urmăresc ca să... Da, să vezi ce ești. Nu, astea stocării. Putem să ieșim într-un bar, să ne distrăm, să cântăm pe melodiile lui fără ca el să știe. Foarte tare. Da. Ok. Am o experiență foarte funny aici, nu știu dacă ți-am povestit-o, eram în centru vechi cu el, cu Carlos Dreams și cu, pot să povestesc că e funny și pentru el și pentru celălalt, și cu Bendeac. Și... Evident că Bendeac era cel cunoscut dintre noi trei, venea mulți să facă poze și la un moment dat a venit un băiat, pot să fac o poză cu tine, cu Bendeac. Ok, desigur, și l-a rugat pe Carla, poți să-mi faci și tu o poză, te rog, cu... Cred că dacă ar fi știut, s-ar fi schimbat puțin rolul. Da, mi s-a părut foarte fun. El s-a executat. Deci este o alegere de stil de viață, da. Și îți place mai mult așa. Da, îmi place mai mult așa. Și din spate spui că pe lângă partea de imobiliare îți place să lucrezi cu artiști. Asta este încă o fațetă a ceea ce faci tu. Lucrul ăsta n-a apărut programat. Ca multe alte lucruri din viața mea n-a apărut programat, dar întâmplându-se, am început să lucrăm împreună cu Delia, cu soția mea, și cred că am ajuns să construim acolo e urât să zici un produs, dar na, e un, de ce, un brand. Până la urmă trebuie să fie un produs, nu? Da, un produs, un brand destul de cunoscut în muzică. Care se numește? Delia, în prima fază. În prima fază am construit Delia, apoi m-am cunoscut cu Lucian, unul din cei mai pasionați oameni pe care îi cunosc în domeniul ăsta, și pentru mine ăsta este un motiv de a porni niște parteneriate, la fel cum zic de Victor și Andrei de la One United, cei mai pasionați oameni din real estate pe care îi cunosc și cei mai cu cel mai mult know-how. Același lucru cred că este valabil și în privința lui Lucian, un om care trăiește numai muzică, studiouri, mintea lui lucrează pentru așa asta. Este. Lucian, pentru cei care nu știu, l-am avut și noi într-un interviu, este okay. Omul din spatele Global. Mm-hmm. Ok, și am început să lucrăm, cred că în 2015, 2016, acum 3-4 ani, era Ina, era
Antonia la început atunci în Global, na, a venit Delia și am început să construim. Dar ce fel de aranjament este acolo? Pentru că știu de Ina, împreună cu Luciano, eu așa știu cel puțin de unde văd eu lucrurile, toată lumea știe despre Ina cu Lucian, care au pornit Global. Da. Și apoi Antonia. Și apoi... Nu, ca și Antonia este semnată la Global ca și artist. Okay. Ca și artist. Și apoi au venit și ceilalți artiști care sunt semnați. Era Ina, Delia, Antonia, apoi Carla, Dreams, Motans. Da, spre exemplu, când vine un artist ca Delia, care are o anumită, da, o anumită mărime, nu? Da, vine, da, practic, cum se face intrarea într-un astfel de... Într-un label. Da, într-un astfel de label, da. Discuți, negociezi ca într-un orice alt business. Delia trebuie să aștepte să termine contractul pe care îl avea cu labelul precedent. Cu cine? Poți să zici? Cat Music. Cu Cat Music. Care am colaborat chiar foarte bine în perioada respectivă și apoi a venit cu arme și bagaje aici, Global oferind în momentul de față și chiar de atunci din 2015-2016 un pachet complet, adică de la studiouri până la toată partea de marketing, producție muzicală, PR, booking, contracte de imagine, e un 360 de grade pe care nu-l întâlnim la celelalte case. Cumva ăsta a fost diferențiatorul. Plus pasiunea lui Lucian. Plus pasiunea lui Lucian, el stând în partea de records, partea de producție, eu m-am ocupat foarte mult pe partea de vânzări, la imagine și la booking. Cred că v-ați înțeles în priviri repede voi doi. Da, 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 da. Noi chiar am vorbit, cred că un an de zile fără să ne cunoaștem pe WhatsApp, el fiind în America, eu fiind în România și ne tot... conversam pe teme muzicale, ne trimiteam piese unul altea. Am ajuns, cred că înainte de Global, am avut chiar și o colaborare. Delia atunci a colaborat cu Carla's Dreams, Cum ne noi, una din cele mai vizualizate piese pe YouTube, peste 70 de milioane de vizualizări. Chiar revenirea lui Carla's Dreams l-a mai avut pe hui înainte, cu vreo câțiva ani. După care Delia a cântat Da Mamă, piesă compusă de Carla's Dreams. Ce tare! Da. Și apoi, evident, a fost chimia și Globalul s-a dezvoltat în ultimii ani, au apărut foarte multe alte divizii și acum în domeniul ăsta nu mai vorbim de un Global al muzicii, ci un Global în tot domeniul de entertainment. Dar aveți doar o colaborare prin care Delia este nu, e un parteneriat. Label, sau e parteneriat de business? Da, parteneriat sunteți de business. Sunteți în business? Da, da, da. Sunt mai multe divizii aici. La un moment dat am avut ideea de a face Global Influencers, am vorbit-o cu el, imediat am aplicat-o, l-am cooptat și pe Matei Dima în partea de Global Influencers. Acum de un an de zile eu am făcut exit, adică eu nu mai sunt în zona de Global Influencers. Ok, de ce? Sunt deja foarte multe lucruri în care mă implic și cred că în ultimul an, al doilea an, a venit și cealaltă pasiune a mea cu New Tech și startup-urile și am zis hai să vedem... Care e mai importantă pentru mine acum? Da, să mai selectăm. Cred că rolul meu a fost suficient de a sta 2 ani, de a construi și dacă stau să mă gândesc bine, mie asta îmi place foarte mult. Îmi place să construiesc, cred că la asta sunt și bun, nu sunt atât de bun la mentenanță și mă și plictisește. Nici la implementare nu sunt atât de bun. Că mă întrebi acum ce plusuri și ce minusuri am. Dacă stau să mă gândesc bine și să fiu sincer, pe implementare nu sunt atât de bun și nici nu mai am acea tragere. În momentul în care un business este stabilizat și a atins acel nivel, cu Global Influencer fiind și primii în piață, evident că am fost lideri. Acum, na, este o chestiune de mentenanță și lucrurile deja sunt aranjate acolo. Consider un moment bun de exit. L-am făcut, sunt mulțumit cu lucrul ăsta. Next step. Ok. Am multe, cum ziceai și tu, multe idei, multe lucruri pe care aș vrea să le fac în viața asta și n-aș putea să le fac dacă aș sta în fiecare alal lung. Make sense. Da. Am vorbit de imobiliare, am vorbit un pic de muzică, da? Și ai aruncat deja cu New Tech. Da. Asta e o zonă foarte tricky, trippy. Este. Dar ești acolo. Da.
Toate au fost așa, toate au fost provocările mele. Să nu uităm că acum, adică, mă rog, acum 10 ani, asta puteai să găsești pe Google. Am fost unul din primii oameni care au apărut în centru vechi, unul din, atât din punct de vedere imobiliar, cât și din punct de vedere locațiilor, având câteva locații acolo. Așa cum am fost la început acolo, așa cum în muzică cu Lucian am creat o grămadă de lucruri noi, așa cum am aderat la One, pentru că mi se pare o chestie specială, toate au fost pasiunile mele. New Tech-ul este una din pasiuni, nu am avut niciodată legătură de business și cred că este momentul să încerc asta. Mi-au plăcut provocările, îmi place domeniul și why not. Până să intrăm acolo, dacă tot ai zis de acum 10 ani de centru vechi, hai să mergem un pic mai în spate. Mm-hmm. Primii bani adevărați unde ai făcut? Primii bani i-am făcut... I-ai moștenit, nu? Nu. I-ai furat. Eu vin de la Târgu Jiu. Nu. Eu vin de la Târgu Jiu, eram student la ASE și stăteam în niște cămine foarte ciudățele așa, n-am prins regia care era lux, am stat prin Bobocica, cămine muncitorești. Aveam un prieten care o spunea, trebuie să o simți din stomac și noi o simțeam din stomac, adică ideea de a evada de acolo era suficientă ca și motivație. Evadarea din Bobocica. Evadarea din Bobocica. Autobiografia lui capătul Răzvan Munteanu. Capătul 135 și lui 79. Ultimul autobuz de la ASE, stăteam în biblioteca ASE-ului până la final, până la 10:30 seara. Ca să ne ducem Bobocica. Pentru că era horror. Și eram primul care se trezea și plecam. La școală, înainte, la școală, la facultate. Practic, vedeai Bobocica pe întuneric. Pe întuneric. Pe întuneric și scopul era să evadăm de acolo. Am încercat să evadăm. Mai aveam trei colegi de facultate, am găsit fiind un student bun, fiind pasionat de economie și de matematică, am intrat destul de ușor, eram pasionat și am zis ok, am fost propus la un moment dat pentru o sesiune de comunicări științifice, o chestiune care se întâmpla în ASE între toți studenții tuturor facultăților, mă rog, am fost selectat în cei 40, deși eram în anul 2, cam cel mai tinerel de acolo, toți erau anul 4-5, am prins și anul 5, eu când se făcea anul 5, și am avut surpriza să câștig această sesiune de comunicări științifice. Eram foarte fericit, nu atât pentru premiu și glorie, cât pentru faptul că era un premiu în bani destul de consistent, $3,000 în vremea aia, cred că sponsorul era... garsonieră. 4,000 era în Dristor, unde era centru zonei mele, Vitan, de acolo. Da, știu. Așa, și ăla era visul nostru. Domnul Cataram, în momentul ăla, era sponsor, terminase tot comerț marketing ca noi și, na, sponsoriza. Super fericit, mi-am anunțat colegii de cameră, băi, ne mutăm. Am câștigat premiu, vă fac cinste, ne mutăm toți într-o garsonieră, cumpăr garsonieră. Garsoniera fi mai mare decât camera pe care noi o aveam în momentul respectiv. M-am dus la festivitatea de premiere, toate bune și frumoase, rectorul, decanul, toți pe acolo. Anunță premiu, urc pe scenă și cu ocazia acestui premiu mai oferim și un premiu în bani în valoare de $300. Și am rămas așa, cum $300. Din păcate, anul ăsta, domnul Cataramă nu a mai putut fi sponsor, începuse niște probleme cu Bancorex, cu nu mai știu ce. Exact acolo m-am nimerit, în anul ăla. Cred că ai simțit-o direct în stomac. Da. A trebuit să rămân la toată această festivitate. De ce? Ai fi vrut să sar pe geam? Da. Rectorul m-a prezentat în momentul, dar a fost un moment foarte interesant pentru că m-a prezentat unui student din anul 5, cred, care era și lector sau conferențiar în același timp, o situație foarte rar întâlnită ca în același timp un student să și predea cumva și el era geniul facultății, ASE-ului și mi l-a prezentat și a zis, uite, ca el îți doresc să ajungi. Acum, lector. Eu m-am uitat, m-am uitat la el așa cum era cu costumașul ăla lui și sincer mi-am zis, băi, n-aș prea vrea să ajung ca el după încă
nu știu câți ani, 5, 10, 15 ani. Și atunci a fost o decizie. Evident, am zis, trebuie să încep să fac și altceva, pentru că din bursa de student cu care abia trăiai în momentul ăla... Nu scăpai din Bobocica. Da, nu scăpai din Bobocica și era un trai foarte greu în Bucureștiu anilor 2000. Dar nu aveai alte surse. Neavând nicio altă sursă. Deci tu ești self-made, ești încă unul de la care nu am moștenit. Da, da, da. N-a primit, nu-i s-a dat. N-a avea. Și evident am căutat efectiv cu disperare să zic, hai să vedem ce pot să fac. Nu am vrut să fiu angajat, că știam că din angajat n-ai cum să faci bani, adică indiferent cât. În București, anilor 2000, nu puteai să fii un angajat care chiar să facă bani. Și ce afacere mi-a ieșit, puteam să fac cu cei mai puțin bani, efectiv, luându-le rând la rând, am devenit un agent de vânzări cosmetice Oriflame. Băiat din provincie, la 19 ani, băiat. Semnăm cu onețiu mai mult decât crezi. Da. Să vândă cosmetice, neștiind absolut nimic despre cosmetice. Dar avea o adăosuri bune. Da, și am devenit un expert în a învăța tot despre cosmetice, etapele... hidratare, tonifiere, toate. În folosești produse de întreținere? Mai găsesc prin casă pe la soție câteva și mai fur din când în când. Da, mă uite așa, că nu ai porii încărcați. Da, mai folosesc. Acum am văzut că au adus niște modele noi, ea e foarte în temă cu chestia asta și am văzut niște creme pe care nu le-am prea întâlnit prin niște magazine și arată așa ca niște fiole de medicină. Băi, le-am văzut și eu. Da. Mamă, dar scumpe. Scumpe, scumpe, dar mie îmi place. Eu mie îmi place cum arată, că la fel colecționez și sticle de whisky, pentru că îmi plac cum arată, arată ca dintr-o farmacie veche. Da, așa este. Da. Dar și de le bei? De le și bei? Foarte rar, în ultima vreme foarte puțin whisky, dar îmi place să le colecționez. Mm-hmm. Vin, mai scap. Să știi că recunosc obiceiul ăsta, eu am o ladă pentru ele în cămară, le tot stochez acolo. Da. Deci dacă vrei, eu ți le arăt pe ale mele, tu mi-ai arăt pe ale tale? Nu da, știu. Facem ca la timbre. Pe vremă, ca la timbre. Am clasoarele și clasoarele le mai am. Apropo, știi care e single maltul anului 2019? 2019 single maltul? Vreo 3 ani a fost Yamazaki, a mai băgat și Hibiki ceva un loc 2, acum cred că era ceva, cred că s-au întors la scoțieni, cred că un Glengrand, nu știu. Nu. E unul ieftin, de vreo 30 de euro, dar îmi scapă numele. Ăla de 30 de euro. Acum s-a scumpit. 50. Da, am și eu niște... Așa. Am câteva de la ei. Așa am fost cu Hibiki, adică mai și investesc în ele. Am niște Hibiki în care cred eu mult. Ok. Și a crescut. Whisky japonez, pentru cei care nu știu. Da, și Yamazaki. Am luat, fiind fan Asia, am prins niște, și acum de mulți ani, altă pasiune, turismul. Călătorie. E inevitabil că am văzut pozele de pe Insta. Da. Te s-o scoți pe Delea din când în când, nu? Să iasă și la relaxare, că na. Și-a descoperit și ea pasiunea asta o dată cu mine și acum cred că este mai pasionată ea decât mine cu călătoriile și în special tot așa, călătorii out of the box. Hai să zicem că eu am văzut că ea se plânge că tu stai cu laptopul și tableta în brațe când... Când mergem în niște zone care sunt așa mai de relaxare, da, dar avem niște tripuri foarte interesante. N-aș vrea să te bag în zona asta, că nu vreau chestii din casă. Mm. E ok. Aveți o relație bună, sunteți împreună 10 ani, ceea ce este mult peste media industriei. Nu? N-am calculat-o, nu. Asta cu cuplurile în industria muzicală, știu că e mai complicat, dar la voi treaba e ok. V-am văzut și la Petre, ce sunteți bine. Ah. E treaba bună. Dar pe mine mă interesează mai mult tu. Ce da. Scuze? Adică... Pentru asta suntem aici. Exact. Deși știu că Lorena ar vrea să o intervieveze pe Delia. Poate pui tu o vorbă bună, nu știu. Doar, da. Să revenim. Așa, deci, te-ai apucat de Oriflame, din AF cu bani și în ce ai mulțit? Apoi atunci am făcut o agenție imobiliară și am devenit destul de bun așa în a cunoaște Bucureștiu și vindeam apartamente, case, vile, lucruri de genul ăsta, până când a venit un fond de investiții care a cerut terenuri prin vreo 99-2000, nimeni nu cumpăra terenuri. Ce tare! Da. Deci dacă ai fost acolo, e clar. Da, am fost acolo. Am prins prima parte. De asta a fost prima dragoste, asta cu real estate-ul. Apoi a fost centru vechi și apoi muzica și acum m-am întors și în real estate, că prima dragoste nu se uită niciodată. Am auzit o poveste de la Gigi Becali,
da, care spunea că prima dată când a vândut un teren, că el avea teren pentru turme. Da. Au venit niște unii care reprezentau niște turci, care voiau niște teren pentru o fabrică de săpun sau de biscuiți, ceva. Nu, cred că de săpun era. E fix lângă centură. A mai fost multă vreme, nu știu dacă mai e hala aia acolo, și că i s-a oferit o chestie genul ăsta enorm, 50.000 de dolari. Și s-a șocat el cât de mulți bani poate să facă pe o bucată de pământ și atunci a înțeles potențialul din imobiliare, știi? Și stau și mă gândesc înapoi dacă ar putea să cumperi un hectar, două în Pipera cu 50.000. Și Manhattan a costat 11 dolari. Manhattan, 11 dolari. Da, un italian l-a cumpărat prin 1800, toată insula. Eu când am intrat în centru vechi, în 2008, deci oportunitățile nu mor niciodată și nu dispar niciodată, ele sunt tot timpul. În 2008 puteai să cumperi tot centru vechi, 220 de clădiri numărate de mine, cu 10 milioane. Și erai... Dumnezeu centrului vechi. Dumnezeu întregii Europei. Eu nu cunosc un om care să fie proprietar al unui centru vechi, al unei capitale europene. Păi și ce te-a oprit? Noi eram acolo. Asta spun, că nu tot timpul ești cu flerul. Am luat o părticică, dar putea să fie ceva. Mm-hmm. Okay. Dar oportunitățile vin. Adică viața mi-a arătat că de fiecare dată și în orice domeniu există câte oportunitate. Și ele vin tot timpul. Și o să vin. Practic, tu ai un nas bun pentru oportunitate de a face bani. Adică tu ești genul care face... E umblă vorba că ești în stare să faci bani din piatră sacă, dacă e nevoie. Combini repede leopardul cu tigru și le faci o vânzare. Le vinzi o treabă. Și după toate aventurile astea, acum vrei să intri într-un loc în care oportunitățile nu mai sunt limitate de spațiul fizic. Mm-hmm. Că ce-am vorbit noi până acum, voce, teren, imobiliare, lucruri de genul ăsta, sunt limitate în spațiu. Da. Dar New Tech, practic, e nelimitat. Și aici este adevărata provocare a talentului tău de antreprenor. Da. Cred că asta este o provocare. Dacă e să mă analizez, tot ce spui tu și tot ce am făcut până acum a avut o relevanță în România. Nu am prea ieșit în afara granițelor țării. Ok, în muzică au fost câteva rezultate, dar parcă asta îmi lipsește. Îți lipsește să ieși afară? Da. Pentru că de plecat puteai să pleci, dar ceva te ține aici. Da. Aș vrea să reușesc de aici. Aș vrea să reușesc de aici. Cu un business de succes care să aibă așa, o acoperire globală. Mi-ar plăcea asta. Aș vrea să reușesc de aici. De unde vine asta? Din România. Dar de ce de aici? Păi, cred că de afară au reușit mulți alții și din România au reușit mai puțini și cred că noi avem o calitate principală, aia este creativitate. Și pe asta ar trebui să mizăm, atât în muzică, cât și în partea asta de New Tech și avem o șansă și cu muzica și cu New Tech-ul să ieșim internațional. Le văd în top 3 exportatori români, nu industria auto, metalurgică, chimică. Da, dar pe care din industrie? Creativitatea este așa o chestie generică, e subiectivă și vagă. Creativitatea românească, spiritul nostru ăsta de supraviețuire sau cum e mai era o treabă, mai avem noi o chestie, că suntem rezistenți, așa, adaptabili. Sunt niște buzzwords, până la urmă, niște cuvinte astea de marketing care spun despre noi niște chestii care nu sunt prea concrete. Da. Totuși, păi, puteai cu la banii pe care îi ai și stilul, puteai să alegi să trăiești un stil de viață în care să vii la București doar când ai treabă. Da. Mie îmi place să locuiesc în București. De ce? Ce îți place aici? Dacă vorbim din partea asta la altă de business, că e un oraș într-o transformare. Nu-mi plac, cum ți-am zis, îmi place procesul ăsta de creație, de la maimuță la robot, pe când afară sunt deja lucrurile cam aranjate. Și îmi place să văd asta, îmi plac ce să văd orașe într-o continuă transformare. Și Bucureștiul cred că are șansa asta. Eu îl văd bine, nu-l văd așa rău. Și nu-s cuvinte că nu sunt așa patriotat. Nu, dar nu trebuie să ne uităm pe geam, adică noi când ne-am mutat aici, clădirile alea nu erau. Exact. Și ce mai e în spate nu mai vorbim. Exact. Zona aia care e... Da, nu, nici nu pare din filmul ăsta. Hong Kong, da, Singapore. Și asta s-a întâmplat în câțiva ani, așa. Câțiva ani. Deci dacă ai fi lipsit din București în ultimii 5 ani, te-ai șocat atunci când ai venit aici. Da. Pentru noi, trăind aici, pare că se întâmplă însă prea încet. Exact. Dacă te uiți la evoluțiile mele, nu stau foarte mult pe gânduri. Adică în momentul în care începem ceva, dăm start și Usain Bolt. Am plecat repede...
uite ce s-a întâmplat na, în toate, și în Global, și cu Delia, și uite, și One United la fel, nu prea stau pe gânduri, adică se lucrează la o anumită viteză. Îmi plac proiectele de viteză și cred că zona asta de New Tech are o viteză în care mă simt confortabil. Pentru că dacă n-are viteză, te plictisești și ești de acolo. Da, și nici n-am atenție. E ca într-o mașină. Cred că la 100 la oră, deși poate nu e legal, ești mult mai atent decât la 50-60. Cred că statistica accidentele se fac la 50-60 când te uiți pe telefon. Mai vorbești, se pare că totul este safe, acolo te... Exact. Te lovești. Și îți place rașul ăla, îți place când e pe... Da, îmi place. Îmi place pe viteză și întotdeauna când facem business planurile și mi-adun echipa și le cer roadmap-ul, ei știu toți că primul lucru se taie și se fac mult mai... se pun alte termene decât cele pe care... I-am apucat să experimentez, am avut ocazia să experimentez stilul ăsta al tău de a face lucrurile cu cel mai recent proiect în care te-am văzut, în Ionotera, care e un proiect de blockchain, că dacă tot vorbim de New Tech, să dăm ceva în concret, să înțeleagă oamenii, unde te-am văzut repede, ai venit gata, vreau să fac chestia asta și deja, bum, am văzut un mega eveniment la București de lansare pentru un proiect care... România este doar un loc unde se testează, adică nici măcar nu este locul unde se naște. Păi este doar o parte a ecuației, dar l-ai îmbrățișat, ai intrat cu arme și bagaje în el și i-ai dat viteză. Ritmul ăsta al tău este un pic diferit față de ce se întâmplă la noi. La noi ne luăm timp, așa, amânăm, ne mai gândim. Cum îți găsești oamenii care să-l dai drumul la proiecte de felul ăsta? Cred că se autoselectează, pentru că cine ține pasul cu mine rămâne, cine nu pleacă. Și câți oameni țin pasul cu tine, pe lângă tine? Paradoxal, oamenii își descoperă niște calități nebănuite. Pentru că eu cred că atunci când impui un ritm, e ca la sală, dacă nu ai un antrenor lângă tine, tu dacă te duci la sală singur, tu crezi că o să faci anumite exerciții într-un anumit ritm. O să vină un profesor și o să te învețe și o să stea lângă tine și o să ajungi la niște performanțe la care nu te-ai gândit. Okay. Deci eu cred că liderul dă tonul și oamenii ajung să-și depășească limitele. Câți ai? Evident că principala problemă asta este, că dacă ar fi după mine, la câte planuri avem și câte idei avem, stăm după oameni. Încă stai după oameni. Încă stăm după oameni. Întotdeauna în orice proiect avem o vorbă în interior, cine este omul care moare pe teren. Adică nu dăm drumul la un proiect până când nu avem... Boots omul. On the ground. Da, omul ăla. Uite că în muzică am avut noroc de un partener care e 24/7 acolo, Lucian, ținem și în imobiliare la fel. Delia e un artist cu care se poate lucra și este mega profesionist și livrează poate cel mai repede, o eficiență incredibilă. Bine, are și un talent și o voce extraordinară. Da, m-am mai văzut voci. Acum numai că e soția, m-am văzut voci, dar eficiența este foarte mare comparativ. Stă puțin în studio, rezolvă. Foarte puțin în studio. Majoritatea pieselor se trag o singură dată, de obicei nu se cred. Trag. Da. Cred că la Pe aripi de vânt aia a fost prima tragere. Am mai văzut un singur artist care a făcut asta, Dan Bittman, Îngerii Demonilor, piesă pe care am dat-o. L-am sunat, era 9 seara, eram în studio, Dan, nu vine niciodată. Deci, Dan nu vine niciodată. Era în drum spre Marriott să vadă meciul, un meci de fotbal. Te oprești 5 minute, te rog eu frumos, s-a oprit, asta până la 6 dimineața, dar ce a tras prima dată când s-a uitat pe piesa, aia a rămas. E o emoție acolo. Sunt și aici niște mici... și eu când discut cu cineva, vreau să văd prima emoție, prima stare. Dar vorbești de piese și de muzică, te implici direct și acolo. Cum te implici în muzică? În cazul Deliei am făcut toată partea de, și facem în continuare toată partea de project management, în partea de... De la creație. La creație sunt producătorii muzicali, noi doar de ascultăm. Aici Lucian stă cel mai mult în studiouri și după aceea mai ascultăm împreună, ne mai consultăm și hai să zicem că facem și niște jocuri, niște concursuri să ne verificăm unde va ajunge piesa. Deja cam știm dintre noi... 5, 6, 7 suntem acolo care nimerim unde bate. Unde vor duce, da. Unde se va duce piesa aia pe radio, cam până unde. Ok. Și pe aia, la final stăm, analizăm de ce aia. E adevărat că Lucian are un al șaselea simț pentru chestia asta?
Simte dacă o să fie hit și unde se duce? Da, dar e o întreagă echipă. E o întreagă echipă. Adică și el se consultă, nu e așa cu ochelar de cal. Evident. Se consultă, dar da, simte foarte bine și ascultă foarte multă muzică, tot timpul trendurile de afară. Ok, hai să le dăm deoparte. Să ne întoarcem, la NewTek. Ce vrei să-mi spui despre Ionotera? Vrei să-mi povestești așa rapid? Piciuiește-mi, suntem în lift. Da, sunt mai multe. Ionotera e un produs special, e un proiect special, pentru că e cumva atipic, e din zona too good to be true, este pentru prima oară, zicem noi, în istoria omenirii, când cu tremurile o mare problemă a omenirii pot fi cu adevărat prezise. Și oprește-te o secundă, opriți-vă puțin și respirați. Da, ce ați auzit este adevărat. Mai spune-le odată. Cu tremurile pot fi cu adevărat prezise. Uite-te la cameră încă o dată și spune-le chestia asta. Revin și la asta. Cu tremurile pot fi cu adevărat prezise. Cu cât timp înainte? În cazul nostru, Ionotera, undeva la 6-10-12 ore. Suficient timp pentru multe. Ok, și după ce ați auzit toate chestiile pe care ați spune acum, puteți să vă vedeți de treabă, mergeți la ale voastre. Băi, deci pare exact cum ai zis tu, too good to be true. Da. Pentru că să prezici cu tremurile, într-adevăr, este, într-un anumit punct de vedere, este, pare aproape așa o chestie dumnezeiască. Nimeni n-a reușit chestia asta până acum, dar proiectul în care te-ai implicat promite că poți să facă chestia asta prin tehnologie. Da. Și repede înainte, hai să le explicăm oamenilor doar în câteva fraze simple care este tehnologia. Păi să încerc să rezum cât mai mult. Cutremur nu este ceea ce toată lumea crede, un eveniment spontan, ci are loc la finalul mai multor precursori. Precursorii ăștia au o reflexie în ionosferă. Ionosfera este ca o supă, așa, în care tot ce se întâmplă, inclusiv ceea ce vorbim noi acum, are un efect în ionosferă. Ionogramele, cele care înregistrează tot acest impact, se citesc. Felul în care citești ionogramele, și aici sunt mulți savanți implicați în proiect, pot determina aceste caracteristici ale cutremurului. Magnitudine, cu cât timp înainte, și locul apariției. Și rezultatele Ionotera sunt spectaculoase. În cadrul unui proof of concept pe vestul Turciei, estul Greciei, câteva luni de zile, gradul de succes a fost de 89%. 89% nu dacă a fost sau nu cu tremur, ci ținând cont de toți acești trei factori. Adică? Adică dacă nu a avut 5 grade și a avut 4 grade, l-am dat cu nu, dar el tot a avut loc. Deci 99% au fost prezise. Dacă au fost cu tremure relevante. Da, peste 2,5 grade. Fantastic, nu-i așa? Da, și zona fantastică. Rezultatele au fost realizate pe blockchain, Google X. Aici voiam să ajung. Da. Hai să explicăm oamenilor cum faci un astfel de proiect care pare fantastic, prea bun ca să fie adevărat, să-l validezi cu blockchain. Pentru că este o utilizare a blockchain-ului la care puțin lume s-ar gândi că tot ne raportăm la blockchain ca la bani, nu? Pentru că încercăm să luăm ceva din realitate și să-l transplantăm acolo, când de fapt e altceva. Da. Adică? Păi, blockchain-ul ne asigură nouă oamenilor o siguranță că orice acțiune pe care noi o registrăm acolo nu mai poate fi modificată. Și aici utilizările pot fi nelimitate. În Suedia acum este Registry Land, cadastru. Putem înregistra orice acțiune administrativă, astfel încât să nu mai intervină corupția, schimbarea dosarelor. Hai să venim la Ionotera. Cum folosiți voi în Ionotera? Este foarte important ca atunci când tu înregistrezi un cutremur să fie înregistrat la data de cu respectivele caracteristici și să nu le mai poți modifica după aceea. Pentru că peste o zi tu o să verifici dacă s-a întâmplat respectivul eveniment și atunci cererea a fost de la Google X, unul din fondurile care au fost interesate de proiect încă din prima fază. În continuare sunt discuții cu ei, sunt foarte interesați de proiect, iar ei au cerut această validare. În sistemul clasic, inclusiv asta este o
o ciudățenie, clasicul încă cere validarea validatorului, adică un Deloitte sau un alt validator extern să valideze asta. Dar în viitor, cu siguranță, blockchain-ul va fi un validator acceptat peste tot. Deci, practic, cercetătorii cu aceste onograme spun când vor fi cu tremurile, înregistrează în blockchain chestia asta. Când a venit cu tremur, ne uităm înapoi, uite, noi v-am spus mai devreme cu atâtea ore că o să fie așa și asta este dovada. Da. Și faptul că a fost înregistrat în blockchain reprezintă această garanție că datele respective nu se pot schimba, pentru că asta este prima întrebare. Dacă ai schimbat datele, dacă... Pentru cei care încă nu stăpânesc acest lucru, imaginați-vă o sfoară foarte lungă și fiecare bloc nou pe care îl lege în acest blockchain este un nod pe care îl adaugi și următorul nod blochează pe cel dinainte și atunci tu nu ai cum să te duci înapoi cu două noduri să-l desfaci pe ăla doar că ție nu-ți convine rezultatul. Exact. Nu? Cam așa? Da. Nu toată lumea prinde încă lucrurile astea și până când o să le prindă o să fie oportunități pentru oameni ca tine care le înțeleg și le și folosesc. În afară de Ionotera, ce te mai pasionează în zona de blockchain? Mi-ar plăcea să dezvolt multe proiecte în blockchain. Chiar lucrăm la un proiect legat de muzică și blockchain. O să revenim, poate, uite, cu altă ocazie să vorbim de lucrul ăsta după ce o să-l lansăm. Okay. E un startup foarte interesant legat de muzică și blockchain. Și, evident, zona asta care pare cumva mai exotică de cripto. De criptomonede. De criptomonede, da, să le numim criptomonede. Și toate utilizările lor. Nu doar pentru tranzacții financiare. Nu doar pentru tranzacții financiare, exact asta cred eu că este ca la telefon. Toată lumea consideră acest device fiind un telefon. De ce? Pentru că așa l-am numit pe bunicul lui Nokia, care era un telefon verde-roșu și avea funcția de apeluri telefonice. El deja este un device care ne asigură nou accesul la conținut, să zicem, nu? Conținutul, una din funcții fiind aceea de apel audio, nu? Restul, acces la internet, mail, poze și așa mai departe. La fel este și cu crypto, Bitcoin, să zicem, cel mai cunoscut, ca să venim să vorbim puțin, să fim și înțeleși. Inițial, da, există una din funcții pe care toată lumea o vede, aceasta de transfer de valoare de la o parte la altă parte, dar ca și telefonul acesta, el este un smart money, nu mai este de mult doar money. Eu cred că principala funcție a Bitcoin-ului este store of value, nu mai e de mult aceea de transfer de valoare dintr-o parte într-alta. Fii atent, 10 septembrie 2019, cineva a tranzacționat 94.504 bitcoin într-o singură tranzacție, echivalentul la acel moment la 1 miliard. Am vrut să mă asigur și știu că a mai fost una recentă. E una de 192 de milioane și a costat 19 cenți transferul. Da. E pe Google și aia. Dacă... Exact. Deci, da, prima utilitate este cea de bani și deja bitcoinul a demonstrat cu prisosință că este o metodă nu doar sigură, dar mai ales rapidă și extrem de ieftină pentru oameni să mute bani din buzunarul ăsta în buzunarul cui vrea el. Uh-huh. Că dacă vrei să cumperi o insulă și nu te costă $11, să poți să-i dai omului bitcoinii lui. Da. Nu? Da. Și deja în acest loc, eu cred că deja bitcoinul nu mai poate fi ignorat pentru că e greu să bați tehnologia asta. E greu să bați tehnologia asta, e greu să mai bați un lucru pe care oamenii probabil nu realizează și îl realizează doar în situația de criză. Că banii pe care noi considerăm că îi avem la noi și nu știu dacă ai un card bancar la tine, multă lume... Mă ajută la ceva? Da, dacă multă lume spune, uite, am X bani pe acest card. De fapt, nu ai niciun ban pe acest card. E un plastic. Este vorba doar despre încrederea pe care tu o ai în emitentul acestui card, încredere care... E perisabilă. Nu cred că în 2020 și cu generația asta nouă se vorbește atât de mult despre această încredere care să nu fie foarte matematică. Bitcoin-ul îți asigură ție accesul la proprii tăi bani. Tu îi ai la tine. Și cu toate acestea, cât din... averea familiei este în Bitcoin? Procentual măcar, așa, o proporție.
din ce în ce mai mult și trecem de 10-15%. Nu știu câți dintre cei care se uită au curaj să-și pună 10% din banii pe care au pus deoparte în Bitcoin. Că cine știe că vine iarăși un flash crash cum a fost săptămâna asta, s-a dus $500 așa în jos. Da, dar rămâne într-o zonă foarte safe de 7000 plus de vreo 7-8 luni. Da. Acum 3 ani de zile, cred că nimeni n-ar fi gândit asta când era 800-1200 zona, să fi gândit că va fi 7000 plus. Dar tu par genul care a cumpărat atunci. Târziu, după 2017, adică sunt vreo 3 ani, zona 1200-1600 a fost zona mea de intrare, adică o zonă în care, la fel ca și acum, pentru că oamenii întotdeauna vor zice asta și încă o chestie pe care mi-am verificat-o cu oamenii, oamenii sunt obișnuiți să cumpere scump, tot. Și acolo vor cumpăra, scump. Acțiuni la Tesla. Acum cumpără, când e scump. N-au vrut să cumpere când e ieftin. Bitcoin, când e scump. Dar Tesla este scump acum, eu cred că poate să ducă mult mai sus. Exact, poate să ducă și mai sus. Și Bitcoinul, la 10.000, lumea zice că este scump, că regretă că n-au intrat la 3.000. Întotdeauna vom vedea oamenii că vor cumpăra după 10.000. Majoritatea oamenilor cumpără scump. Cum facem să gândim ca tine, să intrăm de vreme? Nu cred că e doar în cazul ăsta. Cred că trebuie să avem, să gândim puțin out of the box, să fim în afara, să nu gândim ca mulțimea, ca cireada, pentru că evident că eu am un, să zicem, un favorit din acești oameni care vorbesc despre leadership și investiții, Peter Thiel, mai exotic așa, a fost asociat al lui Elon Musk la PayPal, primul investitor în Facebook și așa mai departe, în Uber și LinkedIn și așa mai departe, multe, multe reușite. Și el are această teorie că trebuie să construiești un business acolo unde nu e nimeni și unde lucrurile vor crește. Iar modelul de investit este tell me something, I don't know, but you believe so much in it. Dacă ai fi zis cuiva Bitcoin acum 5 ani, ar fi zis ce este aia? N-am înțeles, pot să pleci. Peter Thiel ar fi zis, stai un pic, hai să stăm de vorbă. Vreau să înțeleg. Vreau să înțeleg. Și ar fi avut 100x. Sau 1000. Sau 1000. Nu mi-ar fi stricat. Sunt băieți care au dat pe internet că și-au plătit facultatea cu 300% profitul în ultimul an de pe Tesla. Au băgat 80.000, au scos 250, 260 și-au plătit facultatea și nu mai trebuie să muncească sau să rămână cu student debt, cu datorie pentru facultate în Statele Unite. E și asta o chestie. Dar Bitcoin e vârful icebergului, pentru că blockchain înseamnă mult mai mult. Sunt o mulțime de proiecte care stau să explodeze, sunt foarte multe corporații care vin în zona asta pentru că văd deja valoarea, nu mai pot ignora și nu vin că le forțează cineva, ci pentru că văd oportunitatea. Eu am numărat peste 90% din top 50 au proiecte în derulare pe blockchain. Adică e deja mainstream. Deja vorbim de STO-urile care încep să apară. STO este acțiunea 2.0. Tokenization of everything, iar la fel un concept destul de interesant de urmărit pe viitor. Și e bine să gândim întotdeauna două etape mai departe, pentru că acolo încă nu e nimeni. La fel a gândit Bill Gates când a făcut calculatorul, la fel a gândit Zuckerberg când era cu Facebook-ul sau băieții cei de la Xerox au zis că, știi, calculatorul PC-ul s-a inventat la ei în Xerox Park. Na. Și șefii de pe la Xerox ziceau că ei nu văd potențial pentru calculator, că mai mult de vreo... Nu o să folosească nimeni chestia asta. Na. Sau și la IBM. Nici ei nu au crezut la început că va fi nevoie de mai mult de 1-2 în toată lumea. Fraza lui Bill Gates a fost șocantă. Vreau să văd un calculator în fiecare casă. Da. Era ceva de nerealizat. Dar succesorul lui Ballmer a venit și a spus că cei cu telefonul ăsta fără butoane, nu o să meargă niciodată în business un telefon fără butoane. Da. Și iPhone-ul iarăși a schimbat lumea. Deci e greu să vezi oportunitatea, să o înțelegi cu adevărat. Oameni ca tine văd oportunitatea un pic diferit. Au un nas pentru ea. Iar oportunitatea, să știi că nu e complicată. De obicei, ea este foarte simplă și oportunitățile vin să simplifice și să ușureze lucrurile. La Steve Jobs a fost simplu. Nici n-a vrut să facă un studiu. A zis, dă-l unui copil de 3 ani și dacă după 3 minute încă-i pe el, aia e.
noi vrem să ne, cumva ne marchează copilăria. Noi vrem să facem lucrurile cât mai simplu, ca atunci. Aici este mișcarea copilului. Dai cu degetul. Știu că gestul de swipe așa a fost ales. Da. Care e primul gest pe care îl face un copil când dă cu degetul pe ecran? Ai zis, ăsta vreau să fie degetul gestul de deblocare. La fel trimiți cripto. Este mai simplu ca orice. Orice valoare. Nu avem la ora actuală un... Există tipuri de store of value, da? Unele sunt imobiliare, unele sunt mobiliare, unele sunt imobiliare de care am și vorbit. Acum, dacă se întâmplă o criză în România, nu poți să iei casa, să te duci cu ea la New York să o vinzi. Dacă ai avea un obiect de artă, poate îl poți duce. Dacă ai avea aur, îl poți duce. Din toate aceste asset-uri de store of value clasice, aurul iese pe primul loc, având niște calități. Una dintre ele fiind divizibilitatea, nu poți să tai casa în bucăți, să vinzi doar bucătăria. Obiectul de artă, la fel, nu-i tai nasul Giocondei, trebuie să vinzi tot tablou. Aurul e mai divizibil, e destul de ușor de transportat. Acum, comparativ cu aurul, bitcoinul, dacă stăm așa să facem un tabel pe caracteristicile store of value, îl bate de departe. Bitcoinul bate aurul la stocare de valoare. Da. Bitcoinul este gold 2.0. Și eu cred foarte mult în lucrul ăsta și cred că generațiile noi vor avea această idee în cap. Pune-i tu... Tu știi că e cea mai serioasă chestie pe care ai spus-o aici? Da. Ai avut privirea cea mai convingătoare din tot ce mi-ai zis astăzi? Da. Îl putem dezbate oricând și ți-l demonstrez așa pe caracteristicile store of value, dacă luăm așa după manualul de clasa a noua, capitolul 2. Zice absolventul de ASE. Da, zice absolventul de ASE și ai să vezi chestia asta. Știi de ce, din toate store of value m-am gândit, de ce aurul? Gândește-te că am trăit 1000 de ani de dominație Imperiului Roman. Părea că nu se termină niciodată, părea că aia este toată lumea și aveam dinarul roman. Am trăit o perioadă în care poundul Angliei era foarte puternic, atot puternic. Trăim o perioadă în care dolarul american... de vreo 150 de ani, foarte puțin la nivelul istoriei. Pare că nu o să moară niciodată. La nivel de istorie, toate aceste imperii au căzut. Un singur mijloc de schimb a rămas de mii de ani, la fel, aurul. Unul din motive, paradoxal, nu din punct de vedere al calităților lui, divizibilitate, tranzitivitate, păstrarea calităților în timp, care, sunt caracteristice unei monede, una este foarte interesantă și poți să te gândești la ea. Aurul nu a fost, este al tuturor și al nimănui. Nu a depins de un imperiu. Cumva este, te ajută să fii, dar în același timp ce te face mare te și omoară. Faptul că ești al Americii sau al Imperiului Roman sau al... Aurul a fost al tuturor și al nimănui. Și atunci l-a făcut să reziste în timp. Bitcoinul este al tuturor și al nimănui. Și al nimănui. Dar este digital, este mult mai ușor tranzitiv, mult mai divizibil. Aurul însă are multe slăbiciuni acum. E foarte scump de păzit, de stocat, de transportat. Da. Și o chestie pe care mi-a interesat foarte mult, nu am control. Generația nouă vrea să știe. Există vrea transparență. Nu e cum am crescut nu noi. Nu poți umbli cu el în buzunare, n-ai acces la el. Știi tu cât aur s-a extras ieri? Vreau să văd. Noi vrem să vedem. Intrăm și vedem câți bitcoini sunt acum minați în secunda asta. Știm exact și știm că vor fi limitați la 21 de milioane. Iar limitarea matematică permite să creăm mai mult în matematică decât în natură. Și dacă mâine cade un asteroid sau ne apucăm de minat asteroizi de aur, dar nu avem nevoie să facem minerii pe asteroizi. Există atât de multe zăcăminte de aur oprite de la exploatare, inclusiv în România. Montana, da. Da, adică noi dacă ne-am apucat să săpăm după aurul pe care încă l-avem în Apuseni, la cât s-a cărat de acolo, dacă încă mai e? Vezi că dacologia e una din pasiunile mele și eram într-o perioadă foarte... Da, erai pornit pe asta? Da. Romanii pentru asta au venit aici, pentru aur și pentru sare. Și sare. Sare. Nu exista nicăieri în Europa. Nicăieri. Aici talentul de mercenar, de comerciant al grecului, care avea cele trei cetăți, Histria, Calatis și Tomis, lua sarea și aurul dacic și știa să-l vândă în Imperiul Roman. Informația necirculând, toată lumea credea că grecii fac lucrul ăsta.
Cât de tare. Plus că am întrebat un om de știință de la Măgurele, de la Laser de la Măgurele, dacă e adevărat că în comunitatea științifică există foarte puțin respect pentru elementul aur. Și mi-au zis, da, zice, pentru noi avem foarte puține utilizări practice pentru el. Adică, ca metal, dacă e să-l iei, aurul este foarte slab. E un metal moale. Da. În afară de faptul că oxidează mai greu, dar sunt alte metale care rezistă la fel de bine la oxidare. În afară de rezistența la oxidare, este un material foarte slab. Da. Pentru orice ai vrea să faci. Da, da, să știi că psihicul uman așa funcționează și asta o știu foarte bine evrei. Undeva la statistic, 7% din tot ceea ce vei produce tu din punct de vedere financiar, vei vrea să stochezi în ceva safe. Asta este calculul. Dacă tu stochezi 5 și cineva va stoca 10, media este 7%. Și atunci 7% din tot ce produce omenirea va fi stocat într-un storofel. Că este real estate, că este artă, că este aur, că este bitcoin. Întotdeauna omul va stoca. Așa este el construit. Păi și nu e bine? Este foarte bine. Generația nouă, de la Zuckerberg încolo, și acești copii vor stoca mare majoritate în Bitcoin. Și orice statistică arată, dacă te uiți pe statisticile făcute în liceele americane sau în facultăți, 60-70% consideră Bitcoin-ul ca fiind... Ok. Și atunci mă uit repede la widget-ul meu cu prețurile la cripto. Mm-hmm. Fluctuează ca la balamuc, bai pe verde, bai pe roșu, ăsta nu se liniștește. 9700 astăzi când rezistăm, 9669. De ce nu te uiți la big picture? Hai să ne uităm la big picture. M-am uitat la big picture. Nu este încă la all time high, nu este acolo înapoi în 2017-2018, dar sunt șanse mari să se întoarcă. Dar a căzut mult de atunci și au trecut ceva timp. Întotdeauna îmi place să compar lucrurile, adică comparativ cu ce? Hai să ne uităm ce au făcut aceste companii care acum sunt în top 5 mondial. Ce avem aici? Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. Amazon 99-2000 era 1000 acțiuni, a căzut la 50, 20x în jos. Nu avem această situație la Bitcoin. Adică întotdeauna a existat și cumva la fel psihicul uman, că business-ul să știi că e împletit cu psihicul. Afacerile de succes sau produsele de succes au tendința de a fi supraevaluate în prima parte, apoi subevaluate pentru că dispare acest hype și apoi îți găsesc un echilibru și încep să crească constant. Asta se întâmplă cu orice. Și acum te ne entuziasmăm. Te slăi pe hype acum la 900, nu? 900? 900 era ieri. Ce? Tesla. A, Tesla. E pe hype? Măi, eu aștept corecția, că aș vrea să corecția. Intru. Da, va fi o corecție. Va fi 100% o corecție și la Tesla. Dar privind fundamental, și dacă ai cumpărat 900, vei aștepta un timp și vei avea 2000 mai târziu. Cum și 10.000 va fi o glumă când Bitcoin va fi 100.000. Ce mai contează că a fost 10.000, 7.000, 9.000. Deci o să fie 100.000? Da, o să fie și mai mult. Și mai mult. Și mai mult. Că vorba aceea care circulă, că nu există suficienți Bitcoin dacă fiecare milionar ar vrea unul. Da. 21 de milioane de Bitcoin vor fi în total până prin 2100 și ceva de minat. Halvingul ăsta ne face să se mineze din ce în ce mai scump și mai greu. Mai scump și mai greu. Vreo 3 milioane cred că sunt pierduți definitiv. 1 milion e la Satoshi și nu se mișcă. Păi cum? Nu e are ăsta, cum e? Craig Wright? Nu e are el? Da. E o glumă, Craig Wright. Și încă un... Da, uite că BSV-ul lui se vinde. Uite-te, da, se vinde, pentru că sunt mulți naivi în lumea asta și se poate profita de ei. Și uite-te la un grafic pe care eu îl recomand tuturor să uite. Bitcoin freeze. Acești bitcoin care nu se mai întorc în piață. Adică, la nivel mondial, cumva se duce totul spre cămară, spre păstrare și nu se mai întorc. Sunt peste 12-13 milioane de bitcoin care nu s-au mai întors deloc în piață în ultimii 2 ani, deși luat cu 3.000 era foarte excitant să-i vinzi la 10.000. Nu. Acolo se așteaptă alte valori. Ok, sunt oameni care au investit pe termen lung și foarte lung și au pus, să zicem, 3-5% din avere și zic că ok, se duc oriunde. Nu umblu la ei decât dacă forță majoră. Nu? Da. Cam așa ceva. Da. La ce alte proiecte te mai uiți cu interes? Știu că ești în contact constant cu oameni destul de influenți în zonă. Da, uite, menționai Andrei Piti și avem proiecte împreună și îmi place să lucrez cu el și tot timpul ne gândim la proiecte. Avem, cred că tot la fel, cu o altă ocazie, putem veni și împreună să vorbim de două
proiecte de startup pe care o să le lansăm în curând, foarte interesante, tot la fel ceva ce nu a mai fost făcut, cel puțin în regiune. Ne place zona asta de, sună așa puțin ciudat, de semi-monopol, dar cam spre asta pozițiile astea le-au avut mai toate companiile care chiar au făcut, care chiar au avut succes. Ne uităm în continuare ca și investitori acum în tot felul de startup-uri. Cred că din România încep să iasă foarte multe startup-uri bune. Cred că UiPath doar a deschis o fereastră. Respectând proporțiile, pot să zic că seamănă cu perioada muzicii din 2007. Fac tot timpul paralela cu muzica, mai am unele cu fotbal. Nu știu de ce nu am făcut eu paralela cu fotbalul până acum, că am foarte multe paralele cu fotbalul. Dar în 2007 INA a deschis o ușă pe care au intrat după aceea mulți, mulți alții cântăreți. La fel acum UiPath, uite-te la Fintech OS, ce rundă bună au avut. Typing DNA, foarte bun produsul și al lor. Și cred că e abia începutul. Într-adevăr, e loc pentru foarte mulți oameni care să aibă succes și creativitatea de care spui are mai mult teren de joacă ca niciodată, tehnologie e mai accesibilă ca niciodată, da. Îți trebuie o idee bună, o echipă de până în 12, dar poți să începi și cu 3? Da, da, da. Da. Nu? Cam asta da, am văzut? Da, 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 da. Un CTO. Un om bun de tehnic? Da, un om bun de tehnic, unul care să-ți facă experiența foarte plăcută. Și unul cu ideea și în rest fondurile deja sunt bine organizate, inclusiv în România au început, uite, avem Early Game, avem Gapminder, avem deja vreo 5-6 fonduri, cresc an de an, da. Banii sunt din ce în ce mai mult, nu mai ai nicio scuză. Sunt și bani acum la noi și am văzut investitori care zic că noi suntem aici doar să observăm, tichetul minim pentru noi e 2-3 milioane. Deci veniți cu proiecte de niște milioane dacă vreți cu adevărat de că există bani. Cred că are așa peste un milion tichetul, nu se, adică îi bagă bani mulți. Uite, Gapminder-ul foarte bun, Early Game, băieții sunt foarte deschiși, sunt la un click distanță, la un mail distanță. Nu cred că mai există scuza asta pe care noi, să zicem, am fi avut-o acum 10-15 ani, cum ajung să-l cunosc pe X, pe Y, că e la un mail distanță. Da, dacă poți să-i captezi interesul, cu siguranță vine el la tine dacă e nevoie. Absolut. Ai acceleratoare, ai ce face Pitiș cu laboratoarele. Innovation Labs. Innovation Labs. Te prezinți. Da, dacă e o idee bună, măcar profesionalizează-te la locul de muncă. Adică învață cum să o pui în operă, nu doar să zici că am o idee, nu poți să spuneți pe ce e secretă, dar semnează un NDA ca să zic și e aceeași chestie pe care am auzit-o de 10 ori săptămâna trecută. Diferența între tine și aia dinainte este că tu încă n-ai făcut nimic cu ea. Eu îți mai zic un secret acum al nostru. Noi credem că ideea este foarte importantă, dar ideea este doar un multiplicator al execuției. Sunt atât de multe idei bune, dar executate prost, și alții care au avut aceeași idee și au executat-o foarte bine. Uber n-a fost primul ride sharing, Facebook n-a fost primul social media, nu? Au fost, ce am avut? High Five? Am avut o grămadă. Friend Finder? I don't know, multe. Da. Și oamenii au executat cum trebuie. Ideea este pusă în valoare când execuția există. Dacă execuția e de $1,000,000, ideea poate să ducă proiectul la 20 de milioane. Dar dacă execuția e zero, ideea este 20 ori 0, 0. Proiectul devine zero. Da, destulă teorie despre antreprenoriat. Ar mai fi un subiect de care ai vrea să te atingi înainte să închidem? Mie mi-a plăcut foarte tare, dar n-aș vrea să ne lungim acum, să ne oprim acum că suntem sus în vârf. Da, ne oprim că suntem în vârf, că să lăsăm și pentru data viitoare, că eu zic că vom avea. Mai vin, uite, poate veni, că încerc să mă obișnuiesc. La cât de greu te-ai lăsat, acum să zici că vii iarăși? Păi venim să vedem cum stăm cu noile proiecte și să prezentăm următoarele. Ok. Nu ne oprim. M-aș bucura. Răzvan, îți mulțumesc. Mersi și de invitație. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Sper că ați primit ceva valoros. Ați luat o idee bună de undeva de coadă și faceți ceva cu ea. Că dacă stați numai pe Facebook și pe jocuri și pe de-astea și pe YouTube și pe... Dar mai bine mă opresc aici. Le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin, indiferent că ne susții cu unul dintre cele 5 niveluri sau deloc, când ești cel puțin la fel de important pentru noi. Vă mulțumim că ne urmăriți ca de fiecare dată și ne ascultați, mai ales dacă nu puteți să și vizionați, puteți să ascultați toate aceste interviuri pe Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, toate astea, toate podcast-urile planetei. Știi că e numărul 1 podcastul ăsta?
Felicitări. Nu spun asta decât de fiecare dată. Mare momente când MCN-ul, Micuțu, publică. Bun și Micuțu. Face treabă foarte bună. Ne batem acolo pe locul întâi. Dar uite, vezi, este un... Ca owner Cafedeco, spun că Micuțu e foarte bun. Ca owner Cafedeco, a zis am uitat să vorbim și de Cafedeco. Nu, ok. Ok, îmi place. Bine, dar mai avem timp. Cu siguranță mai avem ce povesti. Ca de obicei, v-am adus încă un om mult mai deștept ca mine data asta, așa cum v-am promis, și cu siguranță i-am avut cel puțin niște lucruri valoroase de aflat, dar și de învățat. Nu uita să ne dai un like, un share și un subscribe dacă ți-am fost de folos și până data viitoare, să vă fie numai bine!